doamnelor și domnilor, mulțumim doamnei Tatoiu. O apariție senzațională. Dacă credeți că viața e grea și poate să stai, doamna Tatoiu, uitați-vă la Leon, un copil absolut extraordinar pe care îl iubim și vă pupăm că sunteți alături de noi. Un copil care s-a născut cu o situație grea și pentru care Camara și fosta lui soție Oana și mama băiețelului se luptă ca să fiți bine. Dragii mei eroi, vă pupăm și mă bucur că sunteți bine. Vă pupăm cu drag, noi suntem aici după masă, apoi plecăm la o întâlnire cu managerul nostru, al trupei, probabil și al lui Leon pe viitor. Bravo, te pupăm, Leon, ești un copil absolut minunat. Leon. Cu cine vorbim? Cu Cristi? Bravo, așa, bravo. Exact. Leon! De la Exclusiv, așa. Leon și Camara, am câteva... Vă pupăm și vă iubim. Avem câteva întrebări. Tudor întreabă și Leon și Camara răspund. Hai să vedem prima întrebare a lui Tudor. Bună, Leon, și bună, Camara. Am niște întrebări pentru amândoi. Prima întrebare. Cine este cel mai bun tătic din lume? Cine este, Leon, cel mai bun tătic din lume? Da, tata. Camara, să știi că ești cel mai bun tătic din lume pentru că tu ți-ai dedicat viața cauzei și salvării lui Leon și este un lucru absolut minunat pe care îl faci și să știi că ne te admirăm și repet, am mai spus, dacă vouă vi se pare că orice urcuș în viață este greu, gândiți-vă la urcușul lui Camara. Bravo! Tudor, o altă întrebare. Întrebarea numărul 2 este pentru Leon. Ce vrei de la Moș Crăciun? Ce vrei să-ți aducă Moș Crăciun, zice Tudor Leon. Ce vrei să-ți aducă Moș Crăciun, Leon? Ciocolată. Ciocolată? Și mai ce? Cadou. De care? De copii. De copii. Haide. Bravo, 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 bravo. Leon, sunt convins că ai fost cu minte și Moș Crăciunul să-ți aducă ce-ți dorești tu. Nu-i așa? Următoarea întrebare. Ce mai zice Tudor? Ia să vedem. Camara, ce ai învățat de la Leon? Întrebare pentru Camara. Ce ai învățat de la Leon? De la Leon am învățat să fiu mai bun, să fiu mai zâmbitor și m-am învățat de asemenea foarte multe piese. El cunoaște mai multe piese decât mine. Și datorită lui am trei piese noi în repertoriu pe care le cânt. Mă motivează în fiecare zi să dau tot ce am mai bun în mine. Asta am învățat de la. Bravo, 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 Leon. Ești o sursă de inspirație. Ești grozav. Tudor, ce mai zici? Camara, care este jocul tău preferat cu care te joci cu Leon? Deci, cum vă jucați voi doi? Jocul vostru preferat, zice Tudor. Că nu știu dacă se aude prea tare, că la noi se aude mai încet, dar asta repet întrebarea. Da, auzim bine. Jocul nostru preferat este despre muzică. Îi fredonez sau îi spun o bucățică dintr-o piesă și îl întreb ce piesă e și ce interpret o cântă. E pe muzică, absolut, e jocul nostru preferat. 60 de secunde cu Leon, în care să spună cât mai multe piese în funcție de bucățele sau versuri, să zică ce piesă și cine o cântă. Bravo, bravo. Stai că mai avem. Tudor, cred că mai are ceva de zis la final. Ia să auzim. Zi, maestre. Mai sunt încă două mesaje. Vă rog să le dați acolo, că Tudor mai avea ceva de spus. Sunt 6 mesaje pe care le-a trimis Tudor. Vă rog să le pregătiți. Până atunci, uite, sunt împreună și cu doamna Tatoiu și nu pot decât să vă admir pentru forța voastră și pentru faptul că Leon, iată, crește și începe să fie și este un copilaș tot mai grozav. Ce ați mai făcut în ultima vreme voi? Mulțumesc mult. Să rămân la doamna Tatoiu, mă bucur să vă văd și prin intermediul camerei. Cristi, e o bucurie să fiu alături de tine și să fim alături de tine. Dar am făcut o operație, cea de-a 8-a operație. Am fost cu Oana și cu Leon în Spania, la Policlinica Barcelona. A făcut o miotenofasciotomie.
operat de doctorul... De ce doctor? Ce doctor? Igor Lazarov. Și acum e în recuperare după operație. Are 3 luni în care face foarte lejer câteva exerciții. N-are voie să facă kinetoterapie așa cum face el de obicei. Abia după 3 luni are voie să înceapă. Vom merge din nou la Timișoara pentru tratamentele acelea de 2 săptămâni pe lună. 2 săptămâni în București, 2 săptămâni la Timișoara. Să sperăm noi că vor fi veniturile necesare, pentru că noi ca artiști în momentul ăsta nu cântăm și printre altele s-au mai gândit unii să ne ia și drepturile de autor de ceva vreme și pe ambiental și pe neidentificate și o să ajungem în situația în care nici măcar drepturile de autor nu vor mai ajunge la noi, pentru că anumiți oameni ne văd milionari care pleacă în vacanțe, poate și mai unii vor pleacă să în facă vacanțe, ceva, mai Camara, feliz. Mai vor să facă ceva nenorociții. Vor să impoziteze like-urile de unde mai câștigi ceva. Vai de mine! Incredibil așa ceva. Deci, incredibil. Acum am auzit că vom un control și asupra internetului, să ne ia banii și din internet. Așa că păi situația e din ce în ce mai grea. După ce că nu ne lasă să muncim, să putem aduce ceva acasă pentru familiile noastre, mai nou ne iau și din drepturile de autor, vor să nu mai primim nici banii de pe ambiental, vor să ne tragă banii într-un fond cultural național din care banii să se împartă după bunul lor plac. Adică bani privați să plece la stat. Adică nu mai vedem banii, poate cuvinte. Exact, nu mai vedeți banii și cine îi gestionează, exact. Își bagă banii în buzunar. Absolut. Vor fi 10 sau 20 de persoane care vor cumula banii și vor împărți banii între ei. Cam despre asta e povestea. Că... Se numește dictatură. Da, e foarte neplăcut. Și dacă nu o să avem o reacție prea curând, lucru pe care eu l-am spus din aprilie anul trecut, am spus foarte clar din aprilie anul trecut că vom ajunge în situația asta, am anticipat tot ce se întâmplă, ușor, ușor am înțeles că vor să ne bage și impozite mai mari, mai nou, impozite mai mari pe ce? Că noi nu avem venituri. Până și ajutoarele care au venit de la Uniunea Europeană, și ele au fost impozitate. Din 4.000 de lei se cer 1.800 de lei înapoi. Adică, cum ar veni, ne dau bani de la Uniunea Europeană și jumătatea aproape ia statul. E foarte tare, ce pot să zic. Le mulțumesc foarte mult și de ce avem noi parte, le doresc și lor să aibă parte. Da. Dacă despre asta Camara, este... avem, uite, Tudor până la urmă a trimis buzduganul către țară. Ia să vedem ce mesaj mai are Tudor. Să auzim. Am un anunț foarte important. Anul acesta am reușit să slăbesc 10 kg prin sport și mâncare sănătoasă. Bravo, iubitule! Bravo, foarte frumos! Încep să semeni cu taică tu când era tânăr. Așa, Tudor, bravo! Bravo, bravo, Tudor! Ce a zis Leon? A zis bravo, Tudor, nu? Cum ai zis? Bravo. Bravo. Coale bon manier. Dar cum îi zici lui Tudor ca reuși să slăbească? Cum îi zici lui Tudor? Cum? A, el cântă acum din Stromae. Dar bravo. Ce vrei să-i transmiți lui Tudor care l-a pus în băie? Da, el cântă. Da, Camara, felicitări, Tudor. Atâta vreau să spun. Tudor, sunt mândru că ești băiețelul meu. Felicitări, ești cel mai bun, dar vreau să știu și dacă... Și băiatul lui mama. Băiatul lui mama, fără discuție. Fără, Tudor, fără mama best. Nu se poate. Mai ai ceva să ne spui, maestre? Tudor? La revedere, Leon și Camara... Și nu uitați, acesta este un mesaj pentru toți copiii și toate familiile din lume. Dacă faceți sport și mâncați sănătos, veți fi sănătoși și puternici. Așa. Să ne lasă să facem sport. Doamne, ce frumos! Cristi, mă uit la imaginile astea și mi-aduc aminte de noi când aveam fotbalul acela pe plajă, cu revista VIP, toate astea. De astăzi, cum vine viitorul din spate, puștiul tău, puștiul meu, să ducă povestea mai departe. Așa este. Leon, te pupăm și te iubim, ești un înger. Camara, tu ești un înger, dar puțin mai în vârstă, așa. Iar doamna Tatoiu, bine că mai există și doamna Tatoiu, să mai punem și noi mâna pe viață, pe carte, pe și câte ceva. Și țara la cale. Și țara la cale. Corect. Cum le zici, Leon? Pa! Ce le zici? Ia, cum zice Leon la final, pe filmuleț? Hai să vedem. Ce ai ieșit? Hai să vedem ce a ieșit. Bravo! Mulțumim! Pa!
You wanna dock in?